Fostul președinte Igor Dodon, reținut aseară, a făcut o declarație transmisă prin avocații săi. Politicianul susține că dosarele în care este vizat sunt fabricate la comandă politică pentru a lăsa țara fără opoziție, spune el. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, a fost însoțit de oamenii legii din casa sa în seara zilei de 24 mai, după mai bine de 10 ore de percheziții. Procuratura anticorupție anunță că au fost ridicate mai multe materiale care trebuie să fie investigate. În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise, care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Totodată, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Elena Kazakov, a declarat că măsura de reprimare pentru fostul președinte și încă pentru o persoană a fost o necesitate. În privința celor două persoane, au fost dispuse măsuri de reținere pentru 72 de ore, deoarece au fost constatate unele riscuri de distrugere a probelor. De altă parte, fostul șef al statului Igor Dodon declară prin avocații săi că este un dosar politic fiind de ținta unei justiții regizate și dirijate politic. Vreau să vă asigur că pentru fiecare element care reprezintă interesul procurorilor, eu am explicațiile și justificările necesare pentru a înlătura orice suspiciune sau bănuială de corupție și ilegalitate. Acesta e un dosar politic cusut cu ață galbenă și sunt sigur că o judecată corectă și necontrolată politic îmi va da dreptate, a declarat fostul președinte al țării prin intermediul avocaților săi. Dodon insistă că prin ținerea sa se dorește sustragerea atenției de la problemele reale ale țării și lichidarea opoziției. Totul se scumpește, totul se dărâmă, tinerii continuă să emigreze, popularitatea guvernării iarăși a început să scadă, iar partenerii externi le cer să facă cederi serioase privind suveranitatea țării și privind securitatea economică. Totodată, cetățenii se arată tot mai indignați de aceste crize în lanț, ei nu vor ca Moldova să fie partea conflictului militar și sunt gata să iasă la proteste masive pentru a cere încetarea acestor vremuri nebune și pentru a cere revenirea la normalitate, mai spune Igor Dodon. În opinia lui Igor Dodon, acest lucru nu va salva poziția guvernării, deoarece oamenii vor cere în continuare răspunsuri pentru scumpiri și pentru majorarea tarifelor. Veți vedea că vor trece câteva zile sau câteva săptămâni și oamenii iarăși o să ceară de la voi o viață mai bună, nu promisiuni și cai galben pe pereți. Și eu sunt sigur că toți colegii mei din Partidul Socialiștilor vor ști să fie alături de cerințele și de revolta cetățenilor. Cu fermitate și cu determinare politică, noi am scăpat de regimul lui Plahotniuc, care a capturat statul tot prin poziție fermă și prin curaj. Vom pune la respect și vom înlătura dacă trebuie regimul PAS care distruge țara, a concluzionat Igor Dodon. Contactată de redacția noastră, purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă pledează pentru o justiție care să-și facă treaba, iar cei vinovați de corupție, capturarea statului, sărăcirea populației să fie trași la răspundere.